În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mulți dintre cei de pe urmă vor fi întâi și cei din tâi vor fi pe urmă. Iubiți credincioși, în prima duminică de după pogorârea Duhului Sfânt, Duminica tuturor Sfinților, Sfinții Părinți ne-au propus o provocare extraordinară. În primul rând, ne-au propus o pericopă în care nu vom ști niciodată dacă e vorba de o parabolă sau despre un cuvânt de învățătură sau un cuvânt de viață. Vom ști întotdeauna însă că cu gândul la ceea ce a spus Mântuitorul astăzi, putem să trăim 7 vieți lejer fără să ajungem la finalul înțelesurilor. Și anume Mântuitorul, într-una din zile, înconjurat de apostoli și de ucenici, le-a spus: cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiul sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine nu-și va lua crucea și nu va veni după mine, nu este vrednic de mine. Iar despre cei care au mărturisit în lumea aceasta pe Fiul omului, și Tatăl cel din ceruri va mărturisi înaintea lor. Și adevărat vă spun vouă că mulți de pe urmă vor fi întâi și mulți din tâi vor fi pe urmă. Iubiți credincioși, iată nimic mai simplu, câteva cuvinte de viață, dar datorită faptului că astăzi este însemnată în calendare duminica aceasta ca fiind Duminica tuturor Sfinților, m-am gândit să mă apropii puțin de înțelesul acesta al sfârșitului pericopei, și anume cei de pe urmă vor fi întâi și cei din tâi vor fi pe urmă. Pentru că sfinții din calendarele noastre sunt sfinți de mai multe categorii. După cum și-au încheiat viața sau după cum au trăit-o, sunt sfinți cuvioși, sunt sfinți mărturisitori, sunt sfinți evangheliști, sunt patriarhi, apostoli, propovăduitori, sunt multe categorii, așa după cum v-am spus, ori după cum și-au încheiat viața, ori după cum au trăit-o. Pe mulți dintre ei, cei care au fost contemporani cu sfinții, i-au văzut într-un anumit fel și de cele mai multe ori i-au văzut, cum spune chiar Sfântul Apostol Pavel, ne-am făcut ca pleava înaintea oamenilor. Adică pleava este aceea care este dată la o parte atunci când se culege, se recoltează grâul, ca să rămână bobul curat. Și ei se considerau pe sine că lumea i-a văzut ca pleava pentru că așa și este. Va să zic că i-a văzut ca pe cei de pe urmă și au ajuns cei din tâi. Să știți că sfinții întotdeauna au avut contemporani. Și dacă luăm lucrurile invers, și fiecare contemporan a avut câte un sfânt. Și noi suntem contemporani cu sfinții. Sfinții sunt printre noi. Peste câteva zeci de ani, sau poate sute, vor fi recunoscute faptele sau virtuțile unora dintre noi. Să nu credem că sfințenia este așezată departe. Chiar mi-aduc aminte de un profesor care spunea: fraților, să nu cumva să fosilizăm Sfântul Duh, adică să-L așezăm numai pe oase și pe moaște. Sfântul Duh este o prezență printre noi. Sfântul Duh este lucrător. Să nu credeți acum că numai în secolul IV au fost sfinți și de atunci înainte Sfântul Duh ne face decât trimiteri. Ia uitați-vă cum și-au încheiat aceștia viața și urmați-le credința. Și asta este bine. Dar să nu uităm sfinții din timpurile noastre. Nu neapărat trebuie să fie un sfânt în calendar, pentru că în calendar sfântul ajunge la sfârșitul unor formalități. Pentru că, de fapt, calitatea de sfânt nu este una care se conferă, este una care se recunoaște. Ei, despre aceste lucruri ne spune Mântuitorul astăzi. Că cine iubește pe tatăl sau pe
fiică sau pe mamă sau pe fiu mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Noi, la un moment dat, credem că Sfântul este cel de la care noi primim direct niște mijlociri sau niște daruri. Dar și aici suntem într-un mare pericol. Există pericolul de a confunda lucrurile. Sfântul este numai și numai un mijlocitor. Sfântul este cel care duce rugăciunea noastră mai departe la Tatăl. Dacă începem să iubim pe Sfinți mai mult decât pe Tatăl, nu suntem vrednici de Tatăl. Atunci să ne mulțumim cu pelerinajul, să ne mulțumim cu închinăciunea la anumite icoane și atât. Dar harul este mai presus. Sfântul nu este un sfânt prin sine, ci este un sfânt prin legătura pe care o are cu Dumnezeu, prin imaginea pe care ne-o dă nouă despre cum trebuie să avem noi legătura față cu Dumnezeu. De aceea a spus Mântuitorul astăzi, cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Să fi spus oare Mântuitorul că trebuie să ne desconsiderăm părinții? Adică tocmai Mântuitorul care îl preaslăvește înaintea oamenilor pe Tatăl, ne spune întotdeauna că El face voia sa, nu face voia sa, ci face voia Tatălui care l-a trimis? Oare să fi desconsiderat Mântuitorul pe mama sa, despre care atunci când a auzit pe cineva spunând fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sub și l-a spus așa este, dar a continuat, dar fericiți sunt și aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Mântuitorul ne învață astăzi că este bine să nu ținem la paternitatea unor idei de ale noastre sau la maternitatea unor situații pe care noi credem că le gestionăm cu puterea noastră. Avem poate multe lucruri frumoase. Și acum să ne uităm puțin în stânga și în dreapta. Adică să spunem ce înseamnă un drept de autor. Întotdeauna când avem o idee frumoasă și o scriem undeva, atunci când vedem ideea noastră preluată cu copy-paste, bineînțeles că ne supără acest lucru. Ne supără, poate că punem și patimă și poate că nu înțelegem că și noi am primit acea idee de la Dumnezeu. Vorbește Sfântul Vasile cel Mare despre un logos care însămânțează. Ideea noastră cu siguranță că a fost și în mintea multora, dar poate că nouă ne-a rânduit Dumnezeu să o și scriem, poate să o publicăm și la o editură cunoscută. Și iată că aici Mântuitorul ne-a mai adus odată aminte. Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și celor smeriți le dă har. Așadar, nu trebuie să punem preț pe paternitatea ideilor noastre, pentru că este un fals. Și noi am primit lucrurile acestea mai de departe. Dar acest lucru nu înseamnă că este o binecuvântare la plagiat. Este decât un mare semn de întrebare pentru noi. Nu cumva am pus mai multă patimă în ceea ce credem noi că am făcut sau am dres? Mi-aduc aminte de Părintele Arsenie care spunea la sinodul de la Ancira, la canonul al VII-lea, spune cel ce zice că a făcut ceva, aneatema să fie. Zice, păi da, și noi în ziua de astăzi spunem, uite, eu am făcut-o pe aia sau pe aia, am aplicat teoria lui Pitagora, una alta, și am rezolvat o problemă, dar de unde ne-a venit nouă această posibilitate? Tot de sus. De aceea, dacă punem accentul pe paternitatea ideilor noastre, cu siguranță că ne-am îndepărtat de Dumnezeu și ne-am făcut un Dumnezeu în intelectul nostru, în atmosfera noastră comodă și nu vrem să ne mai foim unii pe lângă alții într-o biserică să-L chemăm pe Dumnezeu în același timp, spunem că L-avem pe Dumnezeu oriunde. Da, Dumnezeu este oriunde, dar trebuie să-L verificăm. Adică să ne verificăm pe noi dacă într-adevăr ne închinăm unui Domn într-o credință și un botez. De aceea venim la biserică. Pentru că ne-ar fi mult mai comod să stăm așa în contemplare, dar în această contemplare să ne aducem aminte de cel care vine la mănăstire și a zis starețului, știți, am văzut că aici se muncește cam mult. Eu am venit la mănăstire ca să mă rog.
Să știți că și eu am primit foarte multe cereri de la fiii duhovnicești care mi-au spus că ei vor să duc la mănăstire. Și am zis, de ce? Ca să mă rog mai mult. Nu, la mănăstire te duci ca să muncești mai mult. Aoleo! Păi zic, dacă nu ești în stare să vezi de 2-3 copii, de un soț care nu ți-a mulțumit niciodată că i-ai călcat o cămașă sau că i-ai spălat ceașca de cafea sau vasele sau așa mai departe, înseamnă că la mănăstire n-ai ce căuta. Mi-aduc aminte că cineva odată dăduse un anunț că angajează pe cineva și una dintre întrebări, știți care era? Ești căsătorit? Și unul a răspuns așa cu seninătate, zice, nu! Zice, atunci nu putem să vă angajăm, pentru că nu vrem să folosim oameni care nu știu să se subordoneze. Să știți că a avea gândul mănăstirii, pentru că așa este la prima vedere, primul sens al cuvântului pe care Mântuitorul a rostit astăzi, este de a lăsa pe tată, pe mamă, pe fiu, pe fiică, să fim vrednici de Domnul. Dar unde este Domnul? Domnul este tocmai acolo de unde fugim noi, în general. Domnul este acolo unde nu suntem noi prea comozi în pielea noastră. Domnul este într-o aglomerație, Domnul este într-o atitudine care ne învață să ne muncim, care ne învață să ne așezăm frumos și să revenim la cuviosul nostru care s-a dus la stare și a zis, nu vă supărați, eu am venit aici ca să mă rog. Deci nicio problemă, starețul luminat de Duhul. Și l-a lăsat să se roage o zi, două, trei. Bineînțeles că după vreo trei zile de rugăciune, așa, a venit din nou, zice, părinte stareț, dar aici nu se și mănâncă în mănăstirea asta? Ba da, cum să nu? Nu numai o dată pe zi, mâncă și de trei ori pe zi. Cum? Păi și pe mine de ce m-ați uitat? Păi cum să te uităm, frate? Păi n-a venit nimeni la mine să-mi aducă ceva de mâncare. Apoi nu că m-a dat, te rugai. Păi și mâncarea e pentru păcătoși, ăștia care muncesc, ăștia care sapă, care mai slujesc pe la biserică, mai curăță una alta. Pentru tine, cel care te rogi, du-te și roagă-te în continuare să vedem de unde vei mânca. Așa se întâmplă și cu noi. Și revenind la frații și surorile noastre care mi-au cerut mie personal, cred că au fost prost inspirați, ce arăta mai mie, să plece la mănăstire, le-am spus, da, după ce veți face tot ceea ce trebuie făcut. Să știți că și pentru mănăstire sunt anumite condiții. Și când ocupi un post, trebuie să ai anumite studii sau un minim de calități, de aptitudini. Și a spus, care sunt acelea? Păi, în primul rând, să-ți crești copiii până la cel puțin, nu 18 ani, să-i dai pe la casele lor, să-ți așezi averea în mâinile lor și după aia să pleci. Să vezi tu dacă te duci la mănăstire fără nicio avere, să vezi cine te bagă în seamă. Să știți, fraților, că a merge spre Dumnezeu ne arată Mântuitorul astăzi prima condiție, să ne luăm crucea și să-i urmăm Lui, ca să fim vrednici de El. Păi, dar tu vrei să lași crucea acasă, adică crucea, nu crucea așa pe care o așezăm la gât sau o luăm în mână, nu. Crucea înseamnă jertfa. A, omul vrea să lase jertfa, să lase spălatul și călcatul că s-a săturat, să lase gătitul, să lase spălatul vaselor, să lase copiii și să pună așa la o parte ce știi, eu mă duc să mă rog. Nu, fraților. Rugăciunea trebuie să știți că este exact lucrul acela pe care noi îl facem cu anevoie. Eu, unul personal, dacă din fire aș fi fost așa setat să mă trezesc foarte, foarte de dimineață, să știți că trezitul meu de dimineață n-ar mai fi fost nicio virtute. Dar tocmai că nu am o structură de om care să se trezească de dimineață și eu o fac, tocmai asta este a urma pe Hristos. Să cercetăm întotdeauna ceea ce facem mai greu și făcând lucrul acela mai greu, să înțelegem că aceea este urmarea lui Hristos. Și m-au înțeles câțiva frați și câteva surori și au zis, da, înseamnă că la mine acasă este chilia. Aha, așa este. În momentul în care ne dăm seama că trebuie să îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe tată și pe fiu, trebuie să înțelegem ce înseamnă tată și fiu. Așa cum v-am spus, este vorba de paternitatea, pe de-o parte, asupra ideilor pe care noi credem, așa, mândrindu-ne că le avem de la noi,
și pe de altă parte și filiația gândurilor că le-am dat și noi mai departe. Și nu este așa. Acestea trebuie într-adevăr să le considerăm, dar să nu cumva să credem că nu este o ordine în toate. V-am mai spus și altădată, dragostea noastră față de părinți, chiar față de aproapele, trebuie să aibă un etalon. Dragostea, de exemplu, pentru copii pe care eu o manifest acum, încercând să-i acopăr și să-i fac să nu se mai audă în zumzetul lor, să știți că este o dragoste adevărată. Pentru că dacă n-ar fi fost o dragoste adevărată, m-ar fi deranjat, dar nu mă deranjează. Dar mă gândesc, pe de altă parte, nu cumva să vă deranjez pe dumneavoastră și o să fiu vinovat că nu am luat măsuri. Dar mi-asum lucrul ăsta mai bine. Pentru că a iubi pe cineva înseamnă a-l îngădui. A îngădui pe cineva înseamnă a lua exact așa cum este. Și cum spunea Creangă, dacă-i copil să se joace, dacă-i popă să cetească, dacă-i cal să tragă. Asta este firea lucrurilor, fraților. Și firea lucrurilor, să știți că este una frumoasă dacă o facem noi frumoasă. Știu pe cineva care era foarte, foarte supărat pe unul sau pe altul. Dar să știți că supărarea pe oameni face parte dintr-o altă lume, care este în afara bisericii. Noi în biserică trebuie să ne încărcăm cu dragoste unii față de ceilalți. De aceea să știm că metrul etalon al iubirii pentru ceilalți este iubirea față de Dumnezeu, trecând prin iubirea pentru noi. Atunci când Mântuitorul întreabă care este cea mai mare poruncă din lege și răspunde tot el, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul și tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și noi care ne amăgim să spunem, a, da, pe mine mă iubesc. Nu, nu ne iubim. Nu ne iubim atunci când nu suntem atenți că iubirea față de noi trebuie să fie una profundă. O iubire față de noi trebuie să treacă prin iubirea față de Dumnezeu. Și iubirea față de Dumnezeu ne arată cât trebuie să meargă toate lucrurile acestea. Iubiți credincioși, spuneam că nu vom ști niciodată dacă astăzi Mântuitorul ne-a spus o parabolă sau ne-a dat un cuvânt de învățătură. În primul rând, să încercăm să înțelegem că astăzi învățăm un mod de viață, și anume modul de viață care ne arată care sunt prioritățile. Și dacă noi așezăm lucrurile așa cum suntem neobișnuiți și prost educați de la școală, așezăm lucrurile așa cum le vedem noi, pe tată, pe mamă, pe fiu, să spunem așa numai la rânduiala parastasului. Păi nu se spune că dacă dai rudelor tale sau apropiaților sau prietenilor tale, degeaba ai dat? Păi dacă pui în capul mesei întotdeauna pe tata și pe mama, ce ai făcut mai mult decât fac și păgânii? Dacă iubești pe cei care te iubesc, ce ai făcut mai mult decât fac și păgânii care iubesc pe cei ce iubesc? Sau îi iubesc interesat ca să spună mai departe despre iubirea pe care o au ei. Aici ne avertizează Mântuitorul să nu iubim pe mamă și pe tată mai mult. A, să-i respectăm și să-i iubim, cu siguranță că trebuie să o facem, dar trebuie să o facem în deplinătatea iubirii de Dumnezeu. Adică ți-ai așezat la o masă pe toți ai tăi, dar măcar unul să fie străin, adică să poți să-ți manifesti adevărata dragoste. Pentru că față de părinți, dincolo de dragoste, este datoria. Pentru că, după cum știți, are poporul român o vorbă așa mai actuală, părinții și președinții nu ți-i alegi singuri. Așadar, e vorba de un respect. Degeaba te lauzi tu că iubești pe mamă și pe tată. Păi da, este firesc. Să-l iubești pe ăla de lângă tine, pe vecinul tău, care îți bate toba când ți-e lumea mai dragă, ăla trebuie să-l iubești primul. Ca să demonstrezi într-adevăr că-l iubești și pe mamă și pe tată, dezinteresat. Altfel, iubim numai și numai selectiv. Mai iubim și câte un subaltern câteodată și îl mângâiem ca să spună celorlalți, bă, ce bun e șeful nostru. Nu e bine. Trebuie să avem o ordine. Întâi pe Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu ne-a transmis acest lucru așa din superioritatea Lui și să spună întâi pe mine. Nu! Prin mine vrea Dumnezeu, nu întâi pe mine. Dumnezeu vrea să iubim prin Dumnezeu.
Pentru că dacă iubim prin Dumnezeu, înseamnă că am înțeles ce este iubirea, că Dumnezeu este iubire. Dacă nu, n-am înțeles nimic. Este posesivitate, zice câte unul. Eu iubesc soția, o duc peste tot. Bă, dar tu ai întrebat-o vreodată dacă vrea să se ducă pe unde vrei tu? Nu, niciodată. Păi, dar ce trebuie? Am dus-o la Paris de trei ori pe an. Zic, poate că ar fi vrut să stea acasă. Ar fi vrut ca în loc de un drum la Paris să speli și tu ciorapii odată pe lună. Da, asta nu înseamnă iubire. Hai cu mine cu forța să facem niște zăbrele la colivia aceasta de aur mult mai groase. Eventual din fier forjat. Dar tot colivie rămâne. De aceea, mesajul Evangheliei de astăzi este, măcar astăzi, nu mai mult, măcar astăzi, să ne verificăm cât iubim pe ceilalți. Nu cumva suntem posesivi și am încurcat puțin sentimentele? Nu cumva nici pe copilul nostru nu-l iubim, ci îl încurajăm ca să meargă pe direcția pe care noi o trasăm? Atâta vreme cât nu întrebăm pe cel de lângă noi dacă are nevoie de noi, n-avem voie nici măcar să-l îmbrățișăm. Dacă nu simțim că el are nevoie de acest lucru și dacă nu ne-o cere, nu trebuie să o facem. De aceea trebuie să învățăm că astăzi, atunci când Mântuitorul ne dă o sentință, cine iubește pe tatăl sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, nu este o sentință nedreaptă. Nu e de asta așa cu suspendare. Este o sentință clară. Este sentința asupra faptului că dacă vrem să iubim pe mama și pe tata, trebuie să iubim ca pe Dumnezeu. Adică nu să le impunem noi, stai aici sau dincolo, sau vin atunci când vreau eu, sau plec atunci când vreau eu. Trebuie să știm că Dumnezeu vrea de la noi adevărata dragoste. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca măcar astăzi să ne lumineze asupra înțelesului dragostei în relația noastră cu Dumnezeu, cu mama, cu tata, cu fiul, cu fiica, cu vecinul, cu aproapele, cu dușmanul, cu șeful sau cu inferiorul nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu ca sentimentele să fie curate.